v-am regăsit. Vorbim astăzi despre ultimele discuții din Parlamentul României. La începutul săptămânii, deputatul independent Mihai Tararache a făcut o solicitare prin care dorește constituirea unei comisii de anchetă pentru ASF, Autoritatea de Supraveghere Financiară, pe tema RCA-ului. Coincidență sau nu, astăzi șeful acestei autorități a fost chemat în Parlament pentru a da explicații pe tema creșterii prețului la asigurările auto-obligatorii. Vorbim astăzi așadar despre acest lucru, discutăm de asemenea și despre proiectul de lege care elimină riscul ca de la 1 ianuarie 2015 să crească prețurile la energia termică livrată populației. În platou alături de mine astăzi, domnul deputat Mihai Tararache. Bună ziua, mulțumim că ne-ați acceptat invitația, domnule deputat. Bună ziua și constanțenilor. În primul rând, domnule deputat, pe ce se bazează această solicitare pe care ați făcut-o dumneavoastră? Doamnă, toată lumea știe, sunt zeci de mii, sute de mii de oameni care au întâmpinat probleme și au fost, în practică, au fost abuzați în relația cu companiile de asigurări. Foarte multă lume care n-a primit despăgubirea pentru mașină, deși conform legii fiecare trebuie să se ducă la compania de asigurare acreditate să-și facă RCA-ul. Din punct de vedere e ceva normal, e așa cum se întâmplă în toate statele civilizate, pentru că dacă ai lăsa această piață în haos, adică n-ar avea nimeni de asigurare și s-ar face accidente, poate unul dintre actorii accidentului n-ar avea bani să plătească, s-ar întâmpla să ajungă la procese și așa mai departe. E un lucru normal și se întâmplă în țările europene, dar eu ce am văzut la noi și m-am documentat, am și întrebat cum se practică în alte țări. În alte țări, cu RCA-ul pe care ți-l dă cel care te-a accidentat, te duci la serviciu repară mașina și nu se întâmplă atât de multe probleme. Nu stă lumea cu câte 6 luni în serviciu cu mașina. Nu stau cu ani cu mașina reparată, nu stau cu ușile și cu piesele care necesită înlocuire, trebuie să le chituiască și așa mai departe. Sunt fel și fel de probleme, sunt foarte multe probleme în acest domeniu. Eu am mai făcut, nu amintesc de servisuri, sunt foarte multe servisuri auto care stau cu ani să-și primească banii de la aceste societăți de asigurare când au un termen legal pe care trebuie să-l îndeplinească. Se întâmplă că toate societățile de asigurare depășesc aceste termene. Servisurile auto au la rândul lor angajați oameni care sunt în acest domeniu. Vă dați seama dacă în cascadă ar da faliment sute de servisuri, mii de servisuri auto, în cascadă s-ar duce în șomaj mii, zeci de mii de oameni. E o problemă socială care nu e doar aspectul că costă foarte mult RCA-ul. Sunt multe aspecte care țin de acest domeniu pe care nimeni nu se ocupă și nu îi apără nimeni pe acești oameni. Da, am urmărit interpelarea dumneavoastră pe această temă și vorbeați acolo de o taxă pe tinerețe în cazul RCA-ului. Vorbeați la un moment dat și despre o discriminare pe piața asigurărilor auto. Doamnă, inițiativa mea din această săptămână nu e apărut acum spontan, că așa m-am trezit eu. E o problemă și e un aspect, e o problemă socială până la urmă, care privește sute de mii de oameni. Sunt peste 5 milioane de asigurați în România, care majoritatea lor sunt nemulțumiți de serviciile pe care le oferă aceste companii. Ce am făcut în activitatea mea, în urmă cu câteva luni, am depus o interpelare, l-am interpelat pe președintele ASF, în legătură cu prețul RCA pentru tinerii sub 30 de ani. Pentru cei care nu știu, tinerii sub 30 de ani trebuie să plătească astăzi în România, asta e de la începutul anului, un preț mai mare decât o persoană care are peste 30 de ani sau o persoană care deja a ajuns la 50-60 de ani, mai mare de 5-6 ori. Și o să vă dau un exemplu ca să-l înțeleagă telespectatorii. Avem așa, un bărbat care are 24 de ani și are permis din 2013. Astea sunt exemple din piață luate de la companie de asigurări. Și vrea să asigure cu asigurarea obligatorie cea o mașină cu motor de 1.4, un Logan, da, o mașină românească autohtonă. O mașină românească autohtonă, da? Pe 6 luni de zile are de plătit între 604 lei și 1845. Și pe 12 luni, între 1166 și 2959. Asta e pentru un tânăr de 24 de ani, adică până în 30 de ani. Și acum, vom vedea și acum pentru un bărbat de 33 de ani care are permis din anul 2000, pentru aceeași mașină, trebuie să plătească pe 6 luni
Atenție, 141 de lei sau între 341 și 300. Dacă ne uităm la diferență, sunt diferențe de 4 ori, de 6 ori mai mari, da? De la 300 la 1800, cât e maximul partea aia, și la 12 luni, între 243, aici e de 5 ori, până la 48 de lei. Adică sunt diferențe colosale, sunt colosale care nu explică, nu poți să intri până la urmă în practică, îl ții pe un tânăr la ușă care până la urmă are nevoie de o mașină, se ducă la muncă, poate se găsește de muncă la 15 km față de oraș, poate e mașina lui, trebuie să se ducă la muncă, trebuie să-și ducă copilul la grădiniță, are mama bolnavă, sunt fel și fel de situații și tu interzici unui astfel de tânăr prin aceste practici, că până la urmă interzici, nu? Dă pe o mașină din aceasta second hand 1500-2000 de euro și trebuie să plătească 1000 de euro pe an asigurare. Din punctul meu de vedere, e un abuz și o bătaie de joc la adresa acestor tineri, pentru că știți și dumneavoastră, îți găsesc foarte greu de muncă. Sunt fel și fel de restricții pe care și obstacole pe care le întâmpină tinerii. Încă o bătaie de joc la adresa lor. Eu m-am documentat în Germania, în Franța, în țările europene. Nu există discrepanțe atât de mari și diferențe atât de mari între ce trebuie să plătească un tânăr. Eu înțeleg că riscul este mult mai mare ca un tânăr începător să lovească mașina. Prezintă un risc mult mai mare. Dar să ajungi de la 1 la 6 ori, de 6 ori mai mult, e bătaie de joc din punctul meu de vedere. Am făcut o interpelare pe această temă acum câteva luni. La interpelare, ASF-ul, singura autoritate care reglementează această piață. Da? În România sunt mai multe autorități, pentru că nu poate să le facă guvernul pe toate. Guvernul are rolul de executiv. Legiuitorul nu poate să le facă absolut pe toate. Legiuitorul doar reglementează cadrul legal, a creat instituția care este în subordinea Parlamentului și se numește Autoritatea de Supraveghere Financiară. Acum 2 ani de zile se numea, în domeniul asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Și această autoritate care are rolul de a reglementa piața, de a stopa abuzurile, de a apăra până la urmă pe cetățeni, pentru că trebuie să ia pe cineva pe cetățeni, da? A dat un răspuns evaziv, a pus totul în seama sistemului bonus-malus, adică dacă ești un șofer disciplinat și nu vezi mașina, plătești mai puțin, dacă ești indisciplinat și ai mai multe accidente, plătești mai mult. Dar noi vorbim aici de strict de vârstă, da? Și de dreptul unor tineri de a circula pe drumurile publice și avea o mașină matriculată. Da, și în urma acestui răspuns, un răspuns evaziv, s-a pus totul pe seama normelor europene și m-au asigurat că ei în continuare vor veghea la buna desfășurare. Eu n-am văzut niciun rezultat, n-am văzut că treburile în acest domeniu sunt clare, că cetățenii sunt ajutați și egal cu toți cu fața legii, cu toți cetățenii europeni, că suntem cetățeni europeni. Dar există un cadru legal care reglementează aceste norme? Revenim la cadrul legal și vreau să vă spun, am documentat din statistici, din tot ce înseamnă piața asta a asigurărilor și am găsit toate aceste probleme. Am spus, avem o autoritate de supraveghere care nu gestionează corect lucrurile, nu apără interesele corecte ale interesele cetățenilor, da? Ce avem astăzi? Avem peste 5 milioane de asigurați care sunt, majoritatea lor sunt nemulțumiți. Avem o serie de acte normative, 136/95, mai e legea de înființare a CSA, de înființare a ASF. Și avem foarte multe probleme în comparație cu celelalte țări europene pe această temă. Sunt zeci de mii de plângeri, sunt sute de mii de oameni care e un gest extrem, se duce în instanță. Nu cred că se duc, mulți se lasă pe gubași. Avem, e o companie astăzi în România care e în procedură deja de faliment, care a fost și sancționată de către ASF, dar ce a făcut această companie nu s-a întâmplat, nu în marți, și azi ne-am trezit miercuri și i-am sancționat. Această companie are 74.000 de dosare de daună avizate, care trebuia să meargă la plată și neplătite. Și eu întreb, ce s-a întâmplat până astăzi? Dacă asta nu s-a întâmplat într-o zi, două, asta s-a întâmplat în cursul a 10-15 ani și nimeni n-a luat nicio măsură. Și din câte am înțeles, există două astfel aceste de companii. Aceste 74.000 de dosare care trebuie plătite, cine le suportă? Serviciurile și piața, da? Și oamenii care lucrează la aceste serviciuri și care sunt plătiți și nu și-au salariul la timp pentru că întârzie plățile de la compania de asigurări pentru aceste serviciuri care ele au prestat serviciile și nu își primesc banii.
Mai avem așa, asta o spun Asociația Păgubiților, Asociațiile de Servisuri Auto. Avem norme care au fost adoptate de către ASF, care permit acestor firme de asigurări să subevalueze cu până la 30% plata integrală în caz de daună totală. Adică dacă dauna totală și tu ai daună totală, ești asigurat că ai plătit RCA, cel pe care îl lovești are daună totală, trebuie să-și ia altă mașină. Mașina aia costă 2 lei și tu îi dai 1,40 lei, ca și vrei tu. Companie de asigurări. Și asta ajutată de către normele ASF. Avem o protecție scăzută a cetățenilor în fața acestor companii. Avem norme care limitează concurența liberă între serviciul auto. După, în 85% din cazuri, firmele de asigurări care achită aceste plăți parțiale le subevaluează. În 85% din cazuri. Adică dacă te duci la serviciu și zice că reparația ta costă 1 leu, da? Chiar și dacă negociezi chiar. Dar le costă 1 leu. Compania de asigurări spune nu. Eu îți băcuvesc 5 lei. Nu 5 lei, 0,5. 0,5 lei, da. 5 bani, 50 de bani, 50 da? 50 de bani. După, în 83% din cazuri, aceste companii de asigurări amână plata și termenul legal. Au un termen legal pe care el în 83% din cazuri îl depășesc. E enorm. Înțelegi? 10, 15, 20, dar până la 83%. Deci vă dați seama cât de grave sunt problemele. Apoi avem și asta, eu din punctul meu de vedere și o să mă întreb și pe dumneavoastră, la ASF, Autoritatea de Supraveghere Financiară, nu știu câți dintre, cetățenii României au auzit de această autoritate și cât se duc să facă plângeri aici. Cred că e ultima soluție, da? 13.000 de plângeri doar pe anul trecut. Din punctul meu de vedere și am zis că mă întreb și pe dumneavoastră, cât credeți că din 100 de români se duc să facă plângere la ASF? Bați o cifră. Eu cred că mai mult de 5, 6, 7 nu se duc. Restul de 90 și ceva de persoane care ar trebui să se ducă, se lasă pe gubași. Și eu am întrebat și pe colegii mei care le-am propus această comisie de anchetă, cine îi apără pe oamenii ăștia până la urmă? Că oamenii ăștia sunt vulnerabili în fața acestor abuzuri, aceste companii se leagă de norme pe care ASF le dau, sunt protejate, dar cine îi protejează pe cetățeni? Bun, domnule deputat, ați făcut această propunere, ce răspuns ați primit sau... Ce urmează săptămână, să se întâmple în această perioadă? În regulamentul Camerei Deputaților avem acest instrument. Este prevăzut la articolul 73 acest instrument. Comisia de anchetă, da, care, din punctul meu de vedere, este un instrument puternic al Parlamentului, care poate să ajute la găsirea soluțiilor la problemele care sunt în societate. Și asta nu numai pentru asigurări. Poate în domeniul bancar, în domeniul farmaceuticelor, în domeniul sănătății, în toate domeniile din țara asta. E un instrument care, din punctul meu de vedere, am fost uitat și a fost lăsat acolo undeva la păstrare, pe care noi nu-l folosim. Ce face Comisia de Anchetă? Comisia de Anchetă are obligația de a... găsi cauzele, de a vedea care sunt cauzele, de a chema la audieri. Eu am propus și aștept și de la colegii mei propuneri, eu am propus să chemăm Autoritatea de Supraveghere Financiară, Consiliul Concurenței, pentru că există riscul ca aceste companii să acționeze concertat, există riscul de cartelizare a acestor companii, să acționeze concertat, să crească prețurile când vor, să să aibă anumite practici pe care le stabilesc de comun acord. Să vedem ce spune și Consiliul Concurenței. Apoi, să chemăm toate aceste companii, să vedem care este costul real al RCA-ului. Pentru că nu vreau să fie privit RCA-ul în România ca o activitate economică care să producă un profit de la, de să își ia ăștia vile și salarii. Ok, o activitate economică poate să producă câți bani, câți vor. Dar asta prezintă și un aspect social, până la urmă. RCA-ul. Pentru că ești obligat de lege. Adică nu e o piață concurențială, că e ceva obligat care legea te obligă să-l faci și trebuie să-l faci. Adică nu sunt nici omul care neapărat nevoie. Da. Trebuie să fie și trebuie să existe acest RCA, dar trebuie să fie aplicat și să aibă un preț corect. Apoi am spus să chemăm asociațiile păgubiților, să vină aceste asociații să ne prezinte problemele cu care s-au confruntat în piață. Să vină asociațiile serviciilor auto și alte instituții care ne pot da nouă soluții, să vedem unde sunt problemele. Da. Nu? Pentru că problema este mult mai complexă. Astăzi a fost chemat președintele ASF la Comisia de Buget Finanțe, dar este o audiere care ține de activitatea acestei comisii. Din punctul meu de vedere, problema este mult și cu mult mai complexă și avem noi posibilitatea să reglementăm acest domeniu. Spuneți. Ce se întâmplă cu rezultatele acestei anchete? Doamna,
Ideea e următoare. Ce facem cu ele? În regulament spune așa. Dacă ai strâns semnăturile la 50 de deputați, cu o cerere la birou permanent, o depui și biroul permanent poate să aprobe, poate să nu aprobe. Eu cred că este o problemă foarte gravă, da? V-am spus că sunt sute de mii de cazuri, sunt zeci de mii de plângeri, că nu e o problemă care privește 2, 3, 5 oameni care sunt nemulțumiți ei că așa s-au născut. Nu, e o problemă care clar necesită o reglementare. Eu am auzit pe mulți colegi că avem nevoie de lege. Bun, dar cum găsești tu, cum ești tu, dacă nu ești specialist, cum găsești tu probleme în acea lege? Nu e normal să facem o anchetă, să vedem care sunt problemele care se confruntă SF-ul? De ce nu poate să ia măsuri? Care sunt problemele care se confruntă asiguratorii? De ce nu poate să ia măsuri? Poate să vină asiguratorii să spună, domnule, că în Germania sau în Spania sau în alte țări europene costă RCA-ul de 3, 4, 5 ori mai mult ca la noi. Da, dar o componentă majoră în costurile acestor companii o reprezintă componenta salarială. Păi la noi salariul mediu e 384 de euro și în Germania salariul mediu e în jur de 2000 de euro. Adică nu poți să compari. Eu vreau să știu clar care sunt problemele reale ale acestui domeniu, pentru că apoi să vin cu o inițiativă legislativă prin care să reglementez sau să-i dau noi pârghii ASF-ului, să-i dau noi pârghii Consiliului Concurenței. Eu nu pot să diagnostichez pacientul și să vin eu de acasă să spun asta e buba. Nu, buba trebuie să o afli când faci o cercetare. Și avem acest instrument, sper ca... Bun, le-a solicitat colegilor dumneavoastră, da, am strâns deja 100 de semnături, e cu 50 de semnături peste numărul minim. Ai în nevoie de minim 50 de semnături. Păi săptămâna asta am demarat procedurile de înființare, săptămâna viitoare sper să depunem cererea la birou permanent și eu repet, este o problemă socială deja foarte gravă, e un domeniu care trebuie schimbat fundamental, are nevoie toată piața asigurării de o schimbare fundamentală. Sper că nu mă gândesc la un refuz de neacceptare a acestei comisii, că lumea a ieșit în stradă, deja au fost vreo două meeting-uri în fața Parlamentului și acum două săptămâni. Bun. Și acum o săptămână. Nemulțumirile clar există, dar nu mi-ați răspuns la întrebarea anterioară. Ce se întâmplă, de fapt, concluziile pe care dumneavoastră le formulați? Ele vor sta la baza unei inițiative legislative? Ele vor sta la baza soluțiilor pe care noi le vom promova prin lege, pârghilor pe care putem să le oferim acestei autorități ca ea să ia măsuri atunci când e nevoie, poate acum nu poate să ia măsuri. Eu am văzut astăzi la Comisia de Buget Finanțe că președintele ASF spunea că nu prea au pârghii, că nu. Ok, veniți la audier, spuneți ce aveți nevoie ca acești oameni toți să fie apărați în fața abuzurilor și asta e datoria noastră, asta trebuie să o facem. Da, spune dânsul aici că au greșit, dar că mai ales la faptul că nu au diferențiat tipurile de asigurări, spune domnul Mișu. Dânsii au greșit și ce să le spunem? Ce rău ne pare că ați greșit. Da, domnule deputat, din păcate este un subiect mult prea larg pentru timpul pe care noi îl avem la dispoziție, dar vreau să... Mai avem câteva minute din această emisiune și vreau să discutăm puțin și despre acest proiect de lege care elimină riscul ca de la 1 ianuarie 2015 să crească prețurile la energia termică livrată populației. Este un proiect pe care l-ați inițiat chiar dumneavoastră. Haideți să ne spuneți în câteva cuvinte despre ce este vorba. Doamnă, acest subiect vă iau de la început cum a pornit. Dar foarte pe scurt, că nu mai la negocierile cu Comisia Europeană s-a convenit ca la 1 ianuarie 2015 să se liberalizeze piața gazelor, adică tot ce înseamnă gaze, exact așa cum se întâmplă acum și la energia electrică, să se vândă pe piață. Acum câteva luni la Comisie am luat decizia ca pentru consumatorii casnici, adică toți cei care sunt conectați la rețeaua de gaze și plătesc factura la gaze, care stau, persoane fizice care stau în apartamente, în case, să devansăm acest termen, să-l ducem până la 1 ianuarie 2021, pentru că am spus noi, în momentul de față, nu pot românii, nu, puterea de cumpărare a românilor nu suportă o creștere, o majorare de preț. Pentru că dacă liberalizezi piața, e posibil să și crească prețul. Acum piața este reglementată și subvenționată. Și am convenit ca la 1 ianuarie 2021, pentru consumatorii casnici să intre în vigoare această liberalizare. După, pentru piața de non-casnici, adică firmele private, cabinetele de avocatură, firme care chiar stau și în blocuri lângă persoane fizice, toți aceștia se ducă pe piața liberă să-și cumpere energie acolo de unde li se oferă facilități, de unde li se oferă un preț mai mic, în fine. În lege, atunci când a fost convenit acest lucru, la consumatorii non-casnici erau trecute termocentralele care livrează energie termică către populație.
Și noi am spus, domnule, dacă se duc și termocentrale pe piața liberă și nu rămân pe piața reglementată, unde se poate să negocieze prețurile și să aibă un preț subvenționat, se poate ca energia termică, și știți că a fost acum două săptămâni, a fost o mare scandal cu ministrul, era posibil ca energia termică să crească. Noi, ca să scoatem din fața pericolului de a crește prețurile pe cetățeni, am spus așa la comisie, i-am cerut ministrului să dea o ordonanță de urgență prin care să scoată din lege la consumatorii noi, ca să scoată termocentralele de acolo. Era simplu, dea ordonanță de urgență, a doua zi se publica în Monitor Oficial, intra în vigoare. Ministru, care eu cred că nu a apărat corect interesele României, n-a vrut să dea ordonanța de urgență și a vrut să ducă termenul acesta de liberalizare pentru non-casnici și să-l ducă peste 2 sau 3, să-l ducă cu câțiva ani mai încolo. Dar care era, în fapt, schema și de ce am spus că nu apăra corect interesele României? În momentul de față, pe piața reglementată, există doi mari distribuitori de gaze, care amândoi distribuitorii se alimentează de la același producător, mare producător, acolo unde ministrul de acum al energiei a lucrat înainte să vină ministru. Și eu l-am întrebat, domnule, pe tine te-a votat Parlamentul României, tu reprezinți interesele României, tu reprezinți interesele unei companii private. Care a fost motivarea pe care dânsul a avut-o în fața dânsul a spus că a venit cu o motivare puierilă, că el știe pe la Comisia Europeană, pe nu știu cine, și vorbește el și face el. Da. Nu așa. Din câte am înțeles, ministrul delegat pentru energie oricum a oferit garanții cum că nu va crește garanții mai mari de atât, ce garanții putea să ofere când putea să dea simplu, promova ordonanța de urgență, l-am și interpelat pe această temă, să promoveze ordonanța de urgență și a doua zi se publica în Monitor Oficial, era aprobată. Pentru că toate marile companii și toată această piață trebuie cu o lună înainte de începutul anului să-ți faci provizioane, să-ți faci contracte. Nu, oamenii ăștia nu știau. Se duc pe piața liberă, rămân în piața reglementată. Cu cine facem contractele? Asta era marea problemă. Și noi nu am mai așteptat la Comisia pentru Industrie, n-am mai așteptat ca ministru să-și dea seama că reprezintă de fapt interesele României. Am promovat noi legea în comisie, am pus-o pe procedură de urgență. Săptămâna trecută sau acum două săptămâni am trecut-o prin Camera Deputaților, legea este în vigoare, trebuie să ajungă la președintele României să o promulge. E o procedură mai Camera complicată. A fost cameră decizională. Da, e o procedură mai complicată și de asta am spus că era mai simplu și am cerut prin interpelare ministrului să facă acest lucru. N-a vrut să-l facă pentru că apăra interesele, v-am spus mai devreme schema. Rămâneau în piață doi distribuitori care se alimentau de la același producător de energie electrică. Dar eu le-am spus și colegilor mei, a fost un gest de responsabilitate din partea comisiei din care fac parte, un gest de responsabilitate din partea colegilor mei din Camera Deputaților și am rezolvat această problemă care eu vă spun și le-am spus și lor. Eu mă gândeam la Constanța, acolo unde gigacaloria are cea mai mare preț din țară. Dacă ar mai fi crescut, ar fi fost pentru foarte multe familii din Constanța o dramă, o adevărată dramă până la urmă, nu? Să crească gigacaloria. Dar mă bucur că am rezolvat această problemă și până la urmă era de datoria noastră important este că s-a rezolvat, chiar dacă durează puțin mai mult. Domnule deputat, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră alături de noi astăzi. Doamnelor, domnilor, cam atât a fost și pentru această zi. Ne revedem mâine, începând cu orele 16 la Antena 1 Constanța. Să aveți parte de o după-amiază cât mai plăcută. Numai bine, rămâneți cu noi, urmează Observatorul.